Un bărbat de 66 de ani din Bender este căutat de rude și prieteni de mai bine de 3 ani și jumătate. Potrivit milițienilor din regiune, acesta ar fi plecat de acasă în data de 4 august 2015, iar din acea zi nimeni nu mai știe nimic de el. Vladimir Danțev are înălțimea de 1,60 m, 1,70 m, corpolență medie, ochii gri și părul șaten. În ziua dispariției purta un tricou cafeniu, ciorapi negri și era încălțat într-o pereche de șlapi pentru plajă de culoare galbenă. Persoanele care l-au recunoscut pe bărbat din imagine și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla, sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă.